În primul rând este sărbătoarea spirituală a localității Peștera, este hramul bisericii, unde toți cu mic cu mare au venit la Sfânta Slujbă, dar după aceea sau înainte de slujbă am făcut și treabă, a trebuit să arătăm că și muncim. Cu această ocazie și sfințim două cișmele, două adăpători de apă pentru animale și pentru oameni. Este a 12-a, 11-a și a 12-a cișmea dintr-un proiect de 18, deci mai trebuie construite încă 6. Până anul viitor, la încheierea mandatului, cu siguranță și acele 6 vor fi inaugurate și în așa fel încât toți cetățenii întregii comune de la satul Izvorul, localitatea Izvorul, localitatea Peștera, localitatea Ivnezul Mare, localitatea Ivnezul Mic și iaseurile să beneficieze de această resursă cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat și pe care, printr-o gospodărire corectă, putem beneficia și ne putem dezvolta așa cum se cuvine. Ce a fost înainte aici, domn primar? Uitați, chiar în această zonă a fost groapa de gunoi a localității Peștera, unde timp de 130 de ani au fost sute de mii de tone de gunoi. Am avut mult de muncă în acești ani, a trebuit să cărăm acest gunoi, să amenajăm, să reamenajăm toată zona și vedeți dumneavoastră la acest moment, este o pășune frumoasă, este o cișmea, acolo unde se vrea și unde se muncește, Dumnezeu te și ajută și binecuvintează cu niște rezultate satisfăcătoare. Vorbiți-ne despre sursa de apă și despre costurile realizării acestor lucrări. Sursa de apă este gratuită pentru că e captată undeva în amontele localității Peștera, în satul Izvorul, dintr-o fântână captată acel izvor și prin cădere alimentează și localitatea Peștera și va alimenta în continuare și localitatea Ivnezul Mare și Mic. Ca și costuri, pentru că lucrăm în regie proprie în mare parte, costurile sunt față de un preț real undeva 30%, pentru că noi cheltuim doar pentru materiale și salariile oamenilor. În rest, alte costuri nu există, de aceea ne și permitem să ne și dezvoltăm un piculeț din puținii bani pe care avem. Spuneți-mi ce înseamnă pentru peștere inaugurarea acestor cișmele. Întrebați-i pe ei, o să vă spună ei, nu trebuie să-l spun Și eu. din punctul dumneavoastră de vedere? Păi, ce să însemne? Mana cerească. Mai departe, depinde de noi să culegem și să ne hrănim. Astea sunt de la Dumnezeu. Noi doar suntem cei care facem la locul la care suntem puși să ne facem datoria. Și eu cred că mi-am făcut-o până în acest moment. Tehnic, ce înseamnă, domn primar? Cam câți kilometri de conducte ați și cam numărul de beneficiari, Da, total proiect este 40 de kilometri de conductă. Până în acest moment avem realizat 30 de kilometri de conductă subterană. Beneficiari sunt peste 20.000 de capete de oi, peste 1.500 de capete de vaci. Deci un șeptel important, o resursă prin care sau din care mare parte a cetățenilor comunei Peștera supraviețuiesc. Până în acest moment trebuiau să cheltuiască bani, să transporte cu tractorul, cu cisterna, cu vitanja, cu ce aveau. Erau costuri foarte mari, plus că ofereai animalelor o apă coclită din acele vase și atunci când puteai. În acest moment animalul poate să se adapte gratuit și în momentul în care e sete. Așa că cheltuielile s-au redus la zero și producția cu siguranță va crește la maximul posibil. Ați spus când